Sfârșit un prost! Hai, bosule, ce faci? Ce faci, căcăjel? Bună, fiica mea. Domnul să fie cu tine. Păi dacă nu vinei, domnul ăla chiar dorea să fie cu mine. Hai, pleacă când sperii clienți. Stai. Domnul să te ajute. Hai să vorbim puțin. La ce să mă ajute? La ce dorești tu? Eu vreau mai mulți clienți, dar nu cred că se bagă domnul ăsta. Hai, te rog, stai un pic în mașină, că vreau să stăm de vorbă puțin. Bine, boss. Dar banii la început, ca la aici. Nu, n-ai înțeles. Eu vreau doar să vorbim. Da, tot vreți să vorbiți. Până urc eu în mașină și numai eu dau din gură. Serios, am doar câteva întrebări să-ți spun. Cum îți place? O am destul de mare. Lasă că știu eu ce fel de întrebări. Nu, fiica mea, am nevoie de câteva informații, atât. Da, câte ora și nu mă refer la ceas, cât primesc de bani ăștia și nu mă refer la mâncare. Știu, bosule, că-ți veteran în meserie. Fica mea, promit că am nevoie doar să-mi spui câteva lucruri, doar să-mi spui. Bă, știi ce? Timpul costă. Dai mi-s money and money forever. Marchează așa că dacă nu plec. Bine. Ha? Uite, fica mea, uite. Ia zi, popi, cu ce poate să te ajute Ionuca Caragiale? Fica mea, caut o fată ca la 1,60, brunetă, pe nume Mihaela. Pe aici, ai văzut cumva? Mihaela... Boss, poate o știu, poate nu știu, dar aș vrea să știu și eu ce vrei să faci cu ea, că dacă o răpești, o am pe conștiință. Conștiință? Aici de asta? Păi dacă n-aveam, mă, eram direct acum în politică. Dar nu pot să fiu atât de curvă. Deci e o fată de la mănăstiri care a fugit și mi s-a spus că s-ar putea să fie pe aici. Păi de la mănăstire direct pe centură, auleu! Păi și-au hotărât ai fata asta? Mă mir că ca să ajungi aici tu trebuie să arzi câteva etape, adică încep cu cluburile de fițe, continui cu alea cu cluburile vai morții lor, după aia încep videocetul, după aia OnlyFans-ul și da, cofi, ajungi aici pe centură. Păi tu așa ai ajuns să faci asta? Bosule, eu-s veteranul, eu m-am apucat de asta înainte de internet. Chiar vremurile alea când curvăreala era ca lumea. Mai ce a fost. În fine, deci ai văzut pe cineva așa? Boss, eu știu câteva fete, dar nu de Mihaela. Păi poate și-o schimba numele. Voi aveți nume de scenă de-astea? De stradă, adică. Păi fiecare cum dorește. E ca la voi. Voi când vă sfințiți, nu vă schimbați numele? E, așa și la noi. Am înțeles. Uite, ăsta-i numărul meu de telefon. În caz de ceva și o vezi, te rog eu frumos să mă anunț, da? Uite, îți mai dau un 100 de lei. Uite. Hai, poate te sun. Auzi, dacă toți sunt aici, am un uriaș despre care aș vrea să știu. Cam la 1,80, așa, șaten, Marcel. Uite, asta e o poză cu el. Păi se client fidel, mă, păi așa de fidel, încât are card de fidelitate și facem reducere ca la Lidl. Doar că cardul la noi se numește Super Mario. Păi de ce? Păi că în loc de puncte adună ciuperci. Aha, deci zici că vine des. Da, păi... Merge mai des ca acasă. Noastră casa e sug casă. Data viitoare când îl vezi, mă sun, da? De... Sigur. Of, bine, uite, mai am 1 milion, te rog. Te sun sigur și pe telefon și pe fix. Deci când apar, mă sun. Mai ales el. Dar de ce te interesează mai mult de el decât de ea? Nu cumva... Ăsta-i preot și nu vrei să se afle că vine aici? Eram sigură! Pentru asta, popi, trebuie să mai marchezi niște bani, că e prea mare secretul ca să-l țin. Bine, uite, te rog eu, îți dau un 100, dar te rog eu frumos, nu mai zi la nimeni că deșteptul ăsta merge, spovedește oameni și ceartă că fac prostii și îl face la fel. Te rog eu. Păi și bășii aia mari de la voi din companie când ne zic că trebuie să trăim modest și că răsplata în ceruri și iau toți banii de pe sărăcuțele băbuțe. Păi cu ce-s mai buni? Mă rog, asta este altă discuție. Da, bineînțeles că e. Acum toată lumea știe care-i treaba acolo. Ne-am obișnuit, nu se mai supără nimeni. Sigur. Păi, e aproape normalitate. Ce vremuri interesante. Dacă a ajuns o curvă, să țină sfaturi de moralitate unui preot. Bine, fica mea, rămâne să mă sun, dar te rog eu între timp, nu mai spune la nimeni. Te rog eu, da?
Da, Popi, dacă să fiu sigură că nu uit, mai dă și tu ceva. Of, uite, uite, îți dau câți bani mai am. Mai am 400 de lei. Te rog eu, iai pe toți, dar nu mai sping la nimeni că... Na, iai, iai, mai chiar de bani. Nu mai am niciun bani, mă doare inima, serios. Am gura cu sut. Cu 100 de lei. Bine, bine, hai, du-te. Hai, Popi, te pupi. Băi, am făcut ceva bani azi. Păi dacă mai prind clienți din ăștia, mă las de muncă și mă apuc de informații. Noroc cu preuții ăștia care vin la curve, că altfel ce bani mai făgeam eu azi. Hai, Doamne, ajută la toată lumea.